S-a filmat astăzi pe această locație, este unul din proiectele pe care federația noastră le-a pus în aplicare în baza parteneriatelor publice-private cu consiliile locale. Este vorba de locația de la Orăștie, unde primăria ne-a pus la dispoziție o suprafață de 32 de hectare pentru o zonă de pescuit sportiv și agrement. Ceea ce vedeți acum sunt lucrările pe care noi le-am început pentru a face primul lac care va fi pista de competiție de staționar pentru copii și juniori. Ce o să vedem în continuare, o să fie zonele de campare și agrement, o să fie ferma piscicolă, o să fie lacuri cu pește de consum pentru populația din municipiul Orăștie, pe care Consiliul Local a cerut special să o facem. Singura greutate în asemenea proiect este să obții acordul consiliilor locale, convingerea consiliilor locale de necesitatea și utilitatea unor asemenea investiții. Este singura problemă, întrucât federația are de toată partea logistică ca să poată să demareze proiectele tehnice, are parteneriatele făcute cu firmele de construcții care să execute asemenea lucrări într-un schimb foarte avantajos pe care l-am mai prezentat și cu alte ocazii, în sensul că firmele cu care lucrăm exploatează resursele minerale existente pe zonele respective. Lăsând în contul acestor lucrări toate lucrările pentru construcțiile lacurilor gratuit la dispoziția asociațiilor recte, federația sau cluburile sportive de pescuit și consiliile locale. Este pur și simplu un parteneriat, deci se fac toate investițiile, cel puțin la nivel de luciu de apă, se fac fără bani. Până această construcție pe care v-am expus-o și care este perfect legală. Pentru că resursele minerale nu pot fi exploatate și valorificate nici de primărie, nici de ONG-uri, ci de firme specializate. Rezultatul final aceste construcții rămân proprietate publică ale Consiliului Locale, iar asociațiile de pescari sportivi beneficiază de veniturile care provin din activitățile de pescuit și acvacultură. Iar ceea ce ați văzut aici o să fie un proiect mult mai complex, întrucât o să aibă și o zonă de agrement pentru locuitorii orașului Orăștie. Practic va deveni un parc al orașului, iar veniturile din aceste activități economice, care sunt conexe activității de pescuit, să constituie veniturile al federației. Ceea ce vrem să facem noi, din punct de vedere strict al pescuitului sportiv, vrem să facem un centru pentru instruirea și pregătirea loturilor de copii, care să beneficieze de cazare gratuită, de masă gratuită și de condiții de pescuit gratuite. Problemele pe care le-am întâlnit și care pe mine nu m-au deranjat că sunt omenești, sunt din partea anumitor persoane care cred că federația își permite să facă activități ilicite, să beneficieze de anumite venituri. Vreau să vă spun că tot ce se face, se face pe contracte de parteneriat, contracte de asociere, toate proiectele se fac cu autorizații și cu avizile pe care legea le impune și tot ce intră și iese din această investiție este fiscalizat. La toate aceste inițiative de implicare în asemenea proiecte, pentru că proiectele sunt vaste, noi putem să le asigurăm cadrul legal pentru încheierea contractelor de asociere, logistica necesară pentru încheierea lor, cât și consultanța juridică și de specialitate în speță la proiectare, întăbularea terenurilor pe care noi putem să le oferim acestor cluburi și asociații. Restul este munca lor. Practic ei nu participă atât la muncă cât la beneficiu. Este o chestiune pe care eu am considerat că este necesară să fie făcută pentru pescuitul sportiv, întrucât România nu are infrastructură de pescuit, nu are bază de selecție pentru pescuit. Sunt o groază de probleme care Federația Română de Pescuit Sportiv și le-a propus să le facă ca obiective prioritare. În primul rând, organizarea pescuitului, administrarea și controlul lui. Eu sunt pescar de la o vârstă foarte fragedă, în jur de 6 ani de zile am fost prima dată când am pescuit cu undița în râul Gilort, unde m-am născut, în malul Gilort, în comuna Albeni. Mi-a intrat în sânge acest microb, ca la toată lumea. Problema este până prins primul pește ca să te îmbolnăvești de pescuit. Ceea ce fac acum, o fac într-un proiect care uneori probabil o să pară nebunesc. Vreau să văd apele de altă dată, unde mergeam până râul Gilort și călcam pe pește. Tot ce înseamnă pescuit sportiv în România, din păcate, a fost abandonat. Tocmai de cei care trebuia să se ocupe de organizarea și funcționarea și administrarea lui, în primul rând, pentru că toată lumea se ferește de acest cuvânt. Știu foarte bine mentalitatea pescarului. Deci pescarul vrea să pescuiască, vrea să aibă condiții, vrea să aibă
libertăți, vrea să aibă tot ce trebuie ca să poată să facă un pescuit sportiv liber, ca activitate individuală, exact așa pentru cum o dorește fiecare sau marea majoritate, majoritatea covârșitoare de fapt a pescarilor, să pescuiască pentru agreme sau pentru recreere. Ori ca să faci asemenea lucru, trebuie în primul rând ca acest pescuit să fie bine administrat. Ce nu înțeleg pescarii sportivi este că acest bine colectiv este de la un bine individual și fiecare dintre ei ar trebui să-și pună problema. Dom'le, de ce s-a ajuns în situația care este acum? Și aici vine necesitatea asocierii pescarilor în organizații neguvernamentale, răstine, neguvernamentale, nu societăți comerciale, ca prin propria lor putere de reprezentanță ai societății civile să pună umărul la așa ceva. Este ușor să ceri de la cineva să-ți facă condiții când tu ești cel care, cu toate uclamezi, ești probabil unul dintre elementele care distrug acest habitat. Nu mă refer la pescarii serioși, pescarii care fac asta din dragoste pentru pește, care eliberează capturile, mă refer la pescarul obișnuit, care, v-am spus, este majoritatea covârșitoare și care spune că vrea condiții, dar când te duci cu un mal de apă sau până la găsești, ba o sticlă de bere, ba o conservă, mamă știu ce. Sunt chestiuni care țin mai mult de educație, zic eu. Rolul acestor asociații de pescar sportiv este să fie și cel educativ, să educe pescarul cu dragoste pentru pescuit, pentru condițiile naturale și pentru tot ce am vindecat potențial. Aceste proiecte pentru mine au început din mai multe necesități pe care eu le-am identificat începând să mă ocup de organizarea pescuitului, în primul rând ca asociații. Și atunci am văzut care sunt problemele care au dus la distrugerea habitatelor, pentru că pescuitul sportiv sau resursa acvatică vie nu este distrusă de pescuitul sportiv. Sunt alți factori care au distrus: poluarea, exploatarea irațională a pietrișurilor, zonelor de reproducere distruse, barajelor care s-au făcut păruri și așa mai departe. Și atunci am gândit aceste proiecte ca să putem degreva habitatele naturale și să putem face un pescuit sportiv civilizat și care poate fi controlat. Astea au fost obiectivele. Eu urmând mai departe modalitățile de duce la îndeplinirea acestui proiect au fost cele care vi le-am spus. Dacă fiecare club, nu mă refer la pescare sportiv, pentru că aici trebuie implicată organizațiile de coordonare ale pescarilor sportivi, s-ar implica măcar la un procent din ceea ce dorim noi să facem. Eu cred că în 4-5 ani de zile pescuitul sportiv din România ar avea și infrastructură, și bază de selecție, și condiții civilizate de practicare. Totul depinde, v-am spus, numai de pescare sportivi. Are vreo culoare politică tot proiectul ăsta? Este exclus. Culoarea politică este culoarea peștelui sau culoarea apei în care crește peștele. Nu știu de un partid politic să aibă asemenea culori.